DN. DN. Corect. Deci egal mai departe cu AM, adică mediana din triunghiul de sus, de la numărător. Supra DN. Sigur că da. Deci vezi, raportul laturilor încarcă și raportul, sau prinde și raportul înălțimilor și raportul medianilor. Mediatoare nu putem spune, că da. Mediatoare e perpendicular pe o latură, mijlocul laturii. Înălțimile și medianele. Ar putea și fi și bisectoarele, bănesc. Chiar așa. Și cu raportul bisectoarelor. Deci dacă duci bisectoarea de la un unghi și bisectoarea de la celălalt unghi, și mătezi cu I1 și cu I2, e chiar așa, du. Bisectoarea de la unghiul din A. Ca să fim corecți, aici trebuiam perpendicular. Ce înseamnă bisectoare? Împarți tot unghiul ăsta în două unghiuri congruente. Da. Nu prea ai dus. Cam așa trebuia între da. G și M, I-ul ăsta. Așa îl simt eu că trebuia dus. Trebuie să fii foarte atentă când zici bisectoare, apoi ești, respecti noțiunea în sine. Deci, așa. Și marchezi că ai dus bisectoare cu unghiul acela cu... Așa. Nu tot. Că nu, acolo n-ai făcut corect. Adică nu înțeleg eu ca elev, trebuia să spui asta, a? Și cu celelalte două mai jos, uite așa. Se vede că ai văzut unghiul ăla și unghiul ăla. Da. Deci așa, când redactezi, ți-am mai spus, tu stai de vorbă cu cine, cu corectorul, numai prin ce scris pe pagină acolo. Corect. Așa. Dar e bine... Până unde trebuie să duci dacă e bisectoare. Așa. Și notezi cu I, să spune I1 acolo, și duci și bisectoarea din partea cealaltă, și notezi cu I2. Deci egal cu... Așa. I1 supra I2. A, nu I1, nu e bine. I1. Egal cu cine? Ia să vedem. Cu lungimile bisectoare. A I1. Așa. Supra A I2. A I1 supra I2. Deci, Ioana, trebuie să facem efortul de a ne desprinde de partea asta, așa, de partea mecanică. Deci matematica în varianta în care ți-o propun eu, este una care solicită ce? Solicită o formă de a gândi diferită, complet de tot ce se întâmplă în școala românească. Că peste tot nu găsești decât așa. Să scrii foarte multe enumerații, multe noțiuni, azi mi înveți. Asta a fost marea trudă ta din totdeauna, la școală și matematica te-a speriat pur și simplu, pentru că n-ai găsit niciodată legătura, n-ai găsit rostul. Te-ai întrebat, dar eu sunt știu, le știu pe azi, le învăț, ia să mai amintesc, asta am învățat vreodată, am auzit de undeva, știu eu de undeva chestia asta și ai încercat să reții și nu ți-a fost deloc util. Mai vreau încă o dată. Cu ce rămânem de la lecția asta? Deci care sunt lucrurile spectaculoase care, din problema asta pe care am parcurs-o, ce lucruri te-au marcat? Te-au spus, bai, ce chestie extraordinară. Am să țin minte toată viața. Chiar așa, sinteza probleme acestea. Da? Sinteza. Chiar la problema aceasta, care sunt lucruri care sunt formidabile? Sinteza rezolvării. Da? Sinteza rezolvării. 1. Cu ce lucruri? Eu cred că dacă îți amintești, nu îndrăzneai deloc să te lipești de problemă. Chiar spuneai, dar n-am nicio idee. Chiar de la pot să spun că nu mă pot lipit de probleme. Și eu ți spuneam, îndrăsnește. Ai curaj, ceva trebuie să faci. Atunci am zis, ți se dă o arie, nu? Și am scris formularii. O, să vezi. Deci, cauți să înțelegi bine ipoteza și concluzia. Și mi se cere aria. Deci, noțiunea de arie, hai să văd noțiunea de arie ce spune. Da? Deci, citirea cu atenția problemei, da? Și a problemei, în paranteză, a ipotezei, și încercăm să valorificăm toate noțiunile care îți spun. Noțiunea de arie. În cazul nostru a fost noțiunea de arie a triunghiului. Area triunghiului. Știu area unui triunghi? Dacă nu știu area triunghiului, crezi tu că aș fi avut o șansă? Dacă nu știu area triunghiului, băi, se cere area triunghiului. Dar cu cine este egal area? Cu baza, o înălțime asupra 2 acolo, nu? Îți închipui de unde... Cine o vine cu eu în gând să facă, să vorbească area unui triunghi, bază, o înălțime asupra 2? Știi tu de unde a apărut? Deci trebuie să înțelegi că matematica nu înseamnă nicio informație pe care cineva a visat o seară și a doua zi o folosește. Deci nu. A, știu. Cum? A apărut de la aria paralelogramului. Că era area paralelogramului baza ori înălțimea. Și paralelogramul dacă duce diagonal... Dar area paralelogramului cum a venit? Uite, astea sunt întrebările care ți le pui. Și îți rămân definitiv în minte. Area paralelogramului... Deci, eu cred eu, nu știu, rămâne ca să te convingi și tu, cred că s-a plecat de la area unui pătrat. Când ai un pătrat cu lungimea de 1 metru sau de unitate de măsură, pătratul, nu știu ce se întâmplă pătratul, e vorba de patrulaterul sau ce e pătrat, că am și uitat definiția. E paralelogramul cu un unghi drept. Paralelogramul e dreptunghi. Paralelogram nu, e rombul cu un unghi drept. Rombul cu un unghi drept poate să fie și așa văzut, dar cred că este dreptunghiul în care două laturi alăturate sunt egale. Da. Că l-am pătrat, toate laturile sunt egale și unghiul de 90 de grade, nu știm asta, toate povestea asta. Ei, și dacă aria, adică e vorba de suprafața pe care o prinde figura respectivă. Da? Și atunci, la un pătrat, ai măsurat partea asta, latura și gata este. Dacă e un dreptunghi, la un dreptunghi zice lungimea ori lățimea. La dreptunghi, da? Da. Ia fă un dreptunghi și vezi tu acolo. Așa. Deci lungimea ori lățimea e un dreptunghi. Și dacă duci diagonala, nu cumva apar două triunghiuri? Da. Și atunci vine lungimea ori lățimea supra 2. Da. O dimensiune ori cealaltă supra 2. Și de aici au fost împărțit în 2. Da? A, și după aia dacă duci... După aia dacă facem așa, ar veni un... Păi atunci ai aranjat paralelogramul. Da, și... E baza și înălțimea. Sigur că da. Ce ai pus într-un colț, ai adăugat și în partea cealaltă și de acolo apare chestia asta. Deci, vezi, ele se leagă toate figurile acestea. Deci, practic, area unui triunghi vine de la ideea că dreptunghiul a fost împărțit în două și sunt două triunghiuri dreptunghice, iar când apare un triunghi oarecare, duce înălțimea și apar două triunghiuri acolo legate. Deci o primă noțiune care trebuia știută este asta, area unui triunghi, da? Că e baza ori înălțimea supra 2. Și acum n-are importanță pe ce bază stă triunghiul. Oricum l-ai roti, triunghiul are aceeași suprafață, va delimita, nu? Da. Depinde, n-are importanță baza pe care îl așez triunghiul respectiv. A doua chestiune care a meritat aici. Deci, vezi tu, am zis, băi, hai să vedem cum e are asta. Ce am mai făcut noi, îndată când n-am fost dus înălțimile, am dus înălțimile, da? Am dus înălțimile deja. Doilea lucru care am făcut, am dus înălțimile. 3. Triunghiurile fiind asemenea, ai valorificat ipoteza. Triunghiurile asemenea, nu? Triunghiurile asemenea înseamnă că am raportul de asemănare. Da. L-am scris raportul de asemănare. Triunghiurile asemenea, s-a scris raportul de asemănare. Și 4. Am sesizat că raportul de asemănare se prelungește și la înălțimi. Foarte important. În observația care am pus-o, nu? Am sesizat că raportul de asemănare se preia și de către înălțimi. Înălțimile celor două triunghiuri. Și am dovedit că apar cele două triunghiuri acolo asemenea. Deci, neavând nicio șansă, am început să deșurubăm problema, să încercăm să găsim, cum să spun, exact ca și cum te aflam, spuneam, intrat într-o cameră pe întuneric, de asemenea, gândește-te că ești într-un pustiu și n-ai niciun reper și cauți un sistem de referință, ceva ca să poți ieși din încurcătură. Dar trebuie să fii tot timpul frământată. Măi, ceva trebuie să fac. Hai să desfac ipoteza, hai să văd ce mi se dă, de ce mi se dă așa asta, ce mi se cere. Deci toate lucrurile acestea sunt, dacă vrei, lucruri de căpătâi pentru a îndrăzni probleme. Deci astăzi ai înțeles că tu poți câștiga foarte mult dacă știi să insiști și să spui nu degeaba, mi se dă asta, mi se dă cealaltă. Și apar, pe urmă, ca urmare a muncii pe care tu ai depus-o, apar și rezultate spectaculoase. Pare că tu ai demonstrat, parcă tu ai descoperit asta. Este munca ta. Și nu mai reușești să uiți vreodată. Nu ai cum să mai uiți vreodată. Spui asta, voi ține minte că raportul a două arii, raportul arilor două figuri asemenea, egal cu pătratul raportului de asemănare. Este spectaculos. Eu dacă știam asta, terminam în câteva secunde. Într-o jumătate de minut era soluția pusă și era problema rezolvată, mergea mai departe. N-am știut, am muncit. Dar cât de încântată sunt în clipa asta că am descoperit aceste rezultate. Așa, ce ai făcut acum îmi place, adică ai punctat lucrurile acestea ca să-ți rămână ție temelii pentru toată viața. Ori de câte ori vei sta de vorbă și cu copiii tăi mâine când vei sta de vorbă și spune, de am descoperit la proful online niște lucruri. Acestea sunt printre lecțiile mele. Acolo sunt foarte multe lecții. Tu le vei descoperi, dar vezi, timpul a fost scurt și n-ai avut posibilitatea să te duci prin toate lecțiile. Iată, capitolul asemănare, pur și simplu ai spus, n-am de unde să-l agăț, nu știu despre ce este vorba. Da. Dar el este făcut. La clasa a 7-a, când am vorbit acolo la asemănare, să vezi tu prin toate titlurile acelea că vei găsi și probleme cu asemănarea. Și explicat exact așa cum am făcut aici. Mai încercăm să vedem cât are ceasul ca să vedem. E 3:20. Da, mai încercăm o problemă să vedem tot așa. Sper că din ce în ce să ai mai mult curaj la problemele acestea de asemănare. 25. Te rog. Triunghiurile ABC și DF sunt asemenea. Scriem ipoteză. Și area lui ABC egal cu 36 de centimetri pătrați. Da. Area lui DF. Da. Egal cu 4 cm pătrați. Da. Valoarea raportului de asemănare al celor două triunghiuri este Păi nu cred că trebuie să le desenăm. Nimic, sigur că. Păi scriem formula asta. Arealul ABC supra arealul 2F egal cu cala a doua. Așa. Și scriem 36 supra 4. Da. Egal cu cala a doua. 36 supra 4 egal cu 9. Cala a doua. K egal cu 3. Gata, ai problema. Ai sesizat că frumusețea ideii, ai muncit, nu mai uiți, dacă te trezești cineva din somn, spui repede chestia asta. Și ți-a fost acum de folos maxim. Da. Următoarea problemă. 26. În triunghiul ABC, punctele D, F, G, M și N sunt mijloacele segmentelor AB, AC, AD, AE, DB, respectiv EC. Deci dăm mijlocului AB E mijlocul lui AC sau mijlocul lui AD, G mijlocul lui AE, M mijlocul lui DB și